Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Cu voi este Forum BAP John Vlogs. Bine v-am regăsit pe canalul meu. Dragi prieteni, astăzi facem un vlog la Porumbei și vreau să vă dau o surpriză foarte, foarte mare. Astăzi sunt dimineața la ora 9. Bine, acum e ceasul aproape 11. Am venit așa de pe la 9 și ceva să văd ce fac porumbei, ce fac iepurii. Și când m-am uitat la filmul ăla de berbec german, tocmai ce fătase, deocamdată n-am apucat să văd câți are. Și am zis să fac un vlog așa să vă arăt, că v-am zis că vă țin la curent cu tot ce se întâmplă. Și tocmai ce am ieșit acum să le dau masa la porumbei. Vreau să le dau drumul afară, dar ia uite, afară e înurat, e urât, e puțin frig, într-adevăr. Și nu dau fiindcă, nu le dau drumul fiindcă ziceți voi, atacă foarte mult uliu, tocmai ce dă târcoale pe aici, aleargă după gustuci și după vrabiuțe. Atacă și ele, a atacat și astăzi văd că tot atacă. Și am zis să vin să pun masa la porumbei. Să le dau drumul afară puțin mai târziu, dacă e, vreo 5-6 minute. Și după să intri înapoi. Vreau să vă spun că vă mulțumesc că mi-ați lăsat comentarii la vlogul trecut. Și vreau să răspund la un comentariu care n-am răspuns acolo pe YouTube, fiindcă am zis să răspund așa când filmez. Mi-a scris un abonat că dacă vreau să-i dau și îmi doresc foarte mult să-i vând, sunt transporturi speciale pentru porumbei. Adică eu să caut transportul. Uitați ce a zis abonatul ăla. A zis că să caut eu transport și că dacă e să fie păsări bune și valoroase, eu să caut transportul pentru omul care vrea să-i cumpere, ca să mă duc eu să vorbesc acolo, să pun porumbei și când e să duc porumbei, să-i duc la om să-i cumpere, să nu-i mai am. Pentru că, dragi prieteni, după cum bine v-am zis, transport eu nu pot să asigur, fiindcă aici nu sunt firme de transport animale, nici prin curier nu merge. Am întrebat acum câteva zile, am întrebat aici dacă se transportă animale și a zis că nu se mai transportă în 2012, 2013, 2014, cam așa, fiindcă au primit reclamații când se transportau păsări și au găsit păsările moarte. Și de atunci s-a interzis să mai transporte animale prin curier, prin poștă sau să pun diferite firme. Fiindcă și cu iepurii la fel, am găutat pe Olex iepuri și tot așa. Dabi am găsit femeia asta, dar bine, m-am înțeles cu omul să o iau și m-am înțeles cu el să-mi aducă la jumătate de drum. Și m-am dus și eu jumătate de drum și el jumătate de drum. Cu toate că eu m-am dus bine, eu nu am mașină, nu am nimic, nu am prieteni așa cu mașină, nu am relații așa să mă ajute cineva să mă duc cu mașina să-i duc. Și așa că m-am înțeles, m-am dus jumătate de drum cu bicicleta, vreo aproape 50 de kilometri, aproape, nu pot să zic, așa. Și el a venit cu mașina lui. Bine, el s-a oferit să mi-l aduc acasă, dar nu, am zis că mai bine jumate cu jumate, adică el la jumătate drum, eu la jumătate de drum, fiindcă na, e și lui motorina și chestii. Deci transport nu am să ofer la nimeni și dacă voi aveți firmă sau pe cineva care ar putea să vină să ia sau să mă întâlnesc undeva cu el, să-i dau, da, dar altfel eu nu am cum, fiindcă cum a spus abonatul ăla, mi-a scris mie că mi-a scris că dacă e să caut eu firma, adică gen să scriu, să mă interesez eu să
ofer eu transportul, fiindcă dacă eu ofer transportul și dacă omul respectiv se duce, îi dau porumbii, se duce la cumpărător cu ei și de acolo nu-i mai ia sau nu-i mai răspunde la telefon. Sunt riscuri foarte mari, fiindcă s-au întâmplat chestii în care au vrut să cumpere diverse animale și când au fost să ajungă la ei, acolo n-au mai răspuns sau n-au mai dat de ei și s-au întors înapoi păsările și animalele și așa nu fac, fiindcă nu mi-e și teamă, fiindcă după dacă omul respectiv nu-i mai vrea, ăla e obligatoriu să-mi aducă înapoi sau na, și pun omul pe drumul și chestii. Dacă aveți transport și aveți posibilitatea să veniți să-i luați, sunt doritor tot să plece dacă vreți și aveți posibilitatea și aveți pe cineva. De exemplu, dacă știți, cunoașteți pe cineva, îmi trimiteți un număr de telefon, ceva, eu țin legătura cu el, mă întâlnesc undeva cu el acolo, într-un loc, să-i fie și lumea aproape, să-mi fie și mie. Eu îi las lui, el îmi lasă bănuții și îi las porumbei. Deocamdată nu caut și nu o să găsesc niciodată că transportezi la mine, nu transportă nimeni, fiindcă m-am interesat și nu se bagă nimeni să transporte animale, fiindcă le teamă că nu, că și-a țapă și că îi pun pe drumul pe oameni și nu e mai bine așa. Deci v-am zis, dacă aveți posibilitatea să veniți să-i luați sau sau aveți pe cineva care ar putea să vină să mă întâlnesc cu el să-i las, v-aș ajuta cu mare drag. Altfel eu nu caut transport, fiindcă v-am zis, aici nu se transportă animale, din cauza că au fost riscuri să moară, au găsit animale moarte. Haideți să revenim și aici la iepuri. A, uitați iepurașii, tocmai. Ia uitați, așteptăm și la ăștia puișorii, nu mai au mult și trebuie să fete. Da, deci aici în zona mea nu prea se găsește transport. Cred că v-am explicat chestia asta, sper să nu mai văd comentarii de genul că să caut eu transportul, că până la urmă nu e interesul meu să caut transport pentru cineva care vrea să ia de la Dâmbovița sau de la Suceava sau de la diferite distanțe, să caut eu transportul, nu e interesul lor, fiindcă ei vor să-i ia, nu e interesul meu să le caut și transportul, să stai eu, să umblu și să vorbesc și după aia să-mi iau eu țapă, adică gen să nu-i mai ia și chestii trestii. Deci dacă aveți pe cineva și cunoașteți prieteni, oameni de ăștia care transportă marfă către mine și așa, aștept mesaje pe Facebook să-mi scrieți. Eu țin legătura cu cel care poate să-i transporte la dumneavoastră și așa putem face treaba. Eu altfel nu am cum, fiindcă v-am zis, aici nu se transportă animale, nu sunt. Uitați ce mascul de uriaș german. Aici l-avem pusă de alcool francez. Uitați-l, ce faci, băi. Uitați, un mascul foarte, foarte mare, frumușel. Haideți să revenim și la femeluță. M-am zis, uitați ce zăpada nins acum și eu ți-l frig. Ia uitați femeluța. Și aici, dragi prieteni, i-a fătat chiar lângă adăpătoare, bine că n-am apucat să pun apă. I-a pus și niște pâinică, niște morcovi, trebuie să-i aduc eu ceva, niște. Trebuie să-i scot asta de aici, cuibul. Am crezut că fată ora acolo. Nu știu cât are, deci nu vreau să văd comentarii câți pui. N-am băgat încă mâna și nu se va, fiindcă mi-e frică. Prima fătare. Și ia uitați cum mișcă acolo. E foarte, foarte stresată și am să fac un vlog și să vă arăt. Nu știu cât are, nu am apucat să-i văd. Deocamdată o lăsăm, nu o stresăm și o lăsăm în pace, fiindcă nu vreau să sperie sau să bag mâna așa de în prima, nu. O mai lăsăm câteva zile și o să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă. Sper să-i ducă la maturitate, să-mi crească pe toți. Sunt și eu curios ce culoare sunt. Uitați acolo sunt. Hai să o lăsăm. Bun.
Aici, dragi prieteni, la iepurașii mei, sunt... Sunt și ei bine, aici avem femeia de uriaș german, care s-a prins bine, aici neguruța, aici... Deși de aici, din Slatina, lângă mine, sunt persoane care am vorbit cu ele și nu chiar nu poate să mi le aducă sau bine, dar ar putea să facă un gest. Adică, de exemplu, există microbuz Slatina Drăgășan și ar putea să pună pe microbuz, dar oamenii, vă dați seama, le teamă, fiindcă dacă îi pune pe microbuz, îi dă iepurașii la șofer, șoferul ia și după stă cu teamă că eu nu o să mă duc să iau de la șofer și le teamă că nu. Unii așa gândesc chestia e că pe o parte nici eu nu aș pune cum ar fi porumbei să-i pun pe un microbuz. Vorbesc cu șoferul și după, ia uite, s-a deschis ușa. Băi. Știți că le stă așa cu teamă că bă, poate nu ia, poate mi-a duce înapoi și după să spune șoferul să zică că bă, eu ajuns să-i la unde să se aduc și nu veni nimeni să-i ia ce fac, ți-i aduc înapoi sau... Mă dați seama că stă fiecare om stă cu teamă că e marfa lui. Sunt oameni în care zice că ia și după să răzgândesc și nu-i mai ia și păsările aproape să ajungă la destinația unde trebuie. Vă dați seama că nu-i convine la omul care îi duce și că până la urmă e timpul lui, e motorina lui și na. Deci firme de transport v-am zis nu am și nu se găsesc aici. Deci dacă înțelegeți, de bine înțelegeți, dacă nu-i stric problema voastră, eu nu stau să explic de fiecare dată în parte, la fiecare. V-am explicat cred că de 50.000 de ori, vă explic și acum, dacă vreți să înțelegeți de bine, dacă nu e treaba voastră. Voi știți ce vreți să faceți. Până la urmă, dacă îți dorești ceva, cum mi-am dorit eu să-mi iau femeia mea de uriaș, de berbec german, vă duceți, faceți tot posibilul și tot vă duceți și luați. Așa că și eu m-am dus, v-am zis, aproape 50 km, a plus că a venit și el. Îi mulțumesc domnul ăsta că mi-a adus-o și că mi-a dat-o la... Am un preț foarte bun. Da, este puțin cam frig. Sper să nu avem probleme cu iepurașii, dar după cum bine știți și vedeți și voi, nu sunt așa să prindă curent cum prind ăștia. Bine, nici așa că dacă ar fi să fete freuna, vă dați seama că cotețul acesta va fi acoperit cu plasă. Doamne, plasă! O să pun eu pătură mai groasă, așa să nu intre curentul, dar deocamdată am zis că dacă nu e cazul și că n-au început să fete, nu pun de acum, după ce o să fete o să încep să le pun. Și nu uita și femeluța asta, ne-a apropiat și de fătare. Vreau să vă zic că am încercat ieri pe la ora 4:30 să le prind aceste porcării. Ăștia i-am prins-o aici mai jos ca să nu mai poată să mai dea jos, să mai tot tragă, să n-am ascul. La femeluță asta i-am prins-o aici asta, da, trebuie să-i aduc și ea pizza. Bine, apă le pun călie așa, fiindcă îngheață. Deci dacă stau 5-6 minute, adică dacă le pun acum apă și mă duc în casă și stau o jumătate de oră, două în casă. Uitați, la asta deja, uite. Deja la asta, uitați, am înghițat. Deci le puse la 9 și ceva și îngheță. O să le mai pun după ce termin vlogul ăsta. Tot așa, uitați, și la asta. Da, bine, asta a fost că ei se scuze. Uitați. Așa trebuie să-i schimbi o recentimentul ăsta care îl puneam eu pe că nu e bun, a rupt-o, plastic nu e bun. Eu, majoritatea m-au întrebat că da, e o parte să le pui ceva de fier, dar mi-am scris cineva că nu e bine ceea ce am făcut eu. Bine, pentru mine, eu zic e bine, e destul de suficient, fiindcă nu o întreabă. Așa e mai bine, fiindcă dacă eu nu le prindeam ăștia, le puneam apa, vărsau apa și tot așa. Și vă dați seama, când o să am pui,
să nu cumva să verse apa, fiindcă și la femeia de berbec german o să-i mut adăpătoarea în partea cealaltă, o să-i scot cuibarul ăla de acolo, fiindcă dacă nu a fătat în el, o să-i scot și o să-i... Da, bineînțeles, o să-i golesc acolo tot, o să fac frumos. Bun, dragi prieteni, afară sunt nu știu câte grade, habar n-am, n-am început să mă uiți pe vreme. Dar e încețat, adică e ceață și eu așa un vânt rece, fiindcă simt că deja mi-a înghețat mâna pe telefon. Cam ăsta a fost vlogul, dragi prieteni. Dacă, nu știu, v-am zis, sunt și eu curios să văd câți iepurași mi-a fătat, să văd ce culoare sunt, dar deocamdată, după cum am vrut și cu proprietarul care mi-a dat-o, a zis că încă să nu umblu la ea. 2-3 zile și după 2-3 zile să încep să mângâi femeia și după să umblu la femeluță, fiindcă femeluța, vedeți, după cum bine știți, este stresată, speriată și nu vreau să se întâmple nenorocirea să mi-o omoare sau să nu-i alepteze, că am văzut cazuri în care i-a fătat femeluța și dacă n-a avea doică, le murea puișorii și a avut noroc că au avut unii lucrează cu doici și e foarte, foarte bine, fiindcă vă dați seama că se întâmplă într-o belea de asta să vă fete o iepuraică, să nu vii alepteze sau să nu se smulgă. De exemplu, mie mi-era foarte teamă să nu se smulgă, că la fiind prima fătare, vă dați seama, mi-a fost teamă că nu se poate smulge sau că nu vrea să smulgă și fata așa face până în coteț și am zis că n-a să teama așa cu teama, seara pe la ora 7:30-8 a venit să mă uit așa puțin pe la ei și m-am uitat așa la ea, am văzut că nu prea am mâncat din ce am pus eu, nici granulele, nu s-a atins de ele și mi-am dat seama că se apropie să fete. V-am zis că nu mai durează mult, deci eu am achiziționat-o luni, azi fiind miercuri. N-a durat mult, deci vă dați seama că dacă mai stăteam puțin și mai amânam să o iau, putea să fete la omul respectiv care mi-a dat-o. După ce am văzut că a fătat, i-am trimis și lui, bineînțeles că am zis că ținem legătura, fiindcă este un om de nota 10 și un om respectos, am zis că îl țin la curent cu femeluța. După ce am văzut videoclipul, a zis că să mă bucur de ei, să-mi trăiască toți și așteaptă și el să vadă ce culori poate să-mi dea. Vreau să vă zic că în videoclipul trecut am greșit eu data montei, deci eu am zis ceva pe undeva pe 23 sau nu știu ce am zis, eu nu mai țin minte, nu m-am uitat pe filmare, dar vreau să vă zic că femeia a fost pe data de 27 decembrie, fiindcă după cum bine știți, cred că am zis o dată greșită, după cum cred că știu eu și eu mai bine, dar nu, data montei a fost pe 27 decembrie și omul, după câte mi-a zis, a zis că sigur tu o luași astăzi la mine și o să fete la sfârșitul săptămânii, dar n-a apucat-o sfârșitul săptămânii, fiindcă astăzi a fătat, n-a durat decât două zile, că a treia și făta la mine și îi mulțumesc foarte, foarte mult că mi-a fătat femeluța. Sperăm că să... V-am zis, nu vreau să o stresez, nu vreau să o sperii, vreau să o las în pace, vreau să mi crească bine și o să vă țin la curent cu toate cele. Deci da, dragi prieteni, cam ăsta a fost vlogul. Dacă am uitat ceva să spun sau dacă am avut ceva neînțelegeri, vă rog să mă scrieți acolo în secțiunea de comentarii. Cu voi a fost Porn Baby John Vlogs, nu uitați să dați și voi acolo un like pentru mine dacă v-a plăcut acest vlog și pentru micuții mei. Și ne revedem data viitoare la următorul vlog. Vă salut!